Am votat în primul rând pentru că sunt cetățean. Chiar dacă n-aș fi ceea ce sunt, dar rămân cetățean, m-aș fi dus la vot. E un drept, e un privilegiu să poți vota acum după atâția ani, după foarte mulți ani, și să-ți exprimi opțiunea. Am votat să încep cu referendumul pentru justiție dreaptă. Am votat că nimeni să nu poată să îndoaie legile atunci când dorește el și când vrea el ca să protejeze ceva. Pentru asta am votat și cred că pentru asta votează toată lumea. Pentru că toți vrem ca să fie, să avem o justiție dreaptă, o justiție care să facă ceea ce trebuie. Este drept că toți discută și alte chestiuni. Acum nu putem să discutăm alte chestiuni decât esența. Și asta este esența. Pentru europarlamentare am votat pentru oamenii care au practică, care știu ce înseamnă banul, care știu ce înseamnă Europa, care știu ce înseamnă să te duci în Europa. Și pentru oamenii care au făcut politică în România, cum să vă spun eu, cu fructe. Pentru cei care vreau să facă, care n-au avut noroc, care au pușcă, dar o țin în rastel, dar sunt foarte supărați, pentru cei care ne promit marea și sarea, pentru aia eu nu pot să votez și nu o să votez niciodată. Am votat pentru cei care au arătat că știu să facă, că știu să aducă banii aici, că știu ceea ce înseamnă Europa și că știu că suntem europeni și că Europa trebuie să existe pentru noi, pentru că după 90, eu zic că este lucru cel mai bun, cel mai frumos, cel mai plăcut care i s-a întâmplat României. Cred că n-are sens să vă spun despre orașul în care suntem, ce a însemnat Europa pentru noi, lucruri pe care dumneavoastră le-ați văzut. Fără a fi Europa, astăzi eram, așa cum 50 de ani, certându-ne și arătându-ne unor altora lucruri care știam că trebuie făcute, însă există această neputință financiară de a le face. Și asta înseamnă Europa și înseamnă foarte mult. Însă nimeni nu va veni să sună la ușă și să spună ți-am adus, uite aici ai sacul cu bani, fă ceva. Este drept că sunt multe lucruri de reglat, dar lucrurile astea le pot regla cei care știu, nu cei care povestesc sau cei care s-au trezit în ceasul al 12-lea, din funcții europene destul de solide, ca să dea acum sfatul și să spună ce ar trebui să facă sau ce vor face. Domnul Hava, ce se întâmplă în cerc acum când știți că lăsați municipiul Alba Iulia pe mâinile al cuiva și mergeți la Bruxelles? Păi nu mă duc acasă. Mă duc acasă. Ce se întâmplă? V-am explicat, e greu. Să știți că e greu și nu vreau să fac paradă de sentimente aici. După atâția ani e greu și mai ales după atâția ani de construcție. Nu știu, mi se pare... Eu n-am cu ce să compar familie, nu mă gândesc în zona asta ce ai putea să simți în momentul în care te despar și te duci în altă parte. Mă încearcă sentimentul ăsta de normal, uman, că lași ceva ce ți-a fost drag și pentru care ai muncit și bai și rezultate, dar pe undeva este și sentimentul că vei putea să faci mai mult acolo și să aduci aici, acasă, ceea ce noi, eu și ceilalți ne-am chinuit foarte mult și că deodată am avut și coșmaruri, în ghilimele, ca să putem să aducem ceea ce ne oferă Europa. Cred că vom fi, nu singuri, pentru că singur nu poți să faci mare lucru acolo decât să găsești o bladă undeva în Bruxelles și să tropăi pe ea, împreună cu colegii, cei care suntem acolo, care sunt oameni care au trecut prin viață și au trecut prin administrație, vom putea să ajustăm foarte multe lucruri, să facem acordul fin între ceea ce vrea România, ceea ce înseamnă România, ceea ce este România și ceea ce poate să ofere Europa. Din păcate, astăzi sunt multe lucruri, dar nu datorită Europei, să știți că nu, deja nu m-am transformat într-un apărător, în ghilimele, a ceea ce se întâmplă acolo. Datorită nouă, datorită faptului că nu se explică, datorită faptului că noi nu prezentăm realitățile așa, realitatea așa cum este, ci totdeauna o înfrumusețăm, nu știu de ce. Lucrurile astea nu vreau să se întâmple și vreau să am un dialog
pozitiv, un dialog corect cu cei din Comisia Europeană. Altfel nu se poate face nimic. Care este primul domeniu la care v-ați gândit după ce ajungeți la Bruxelles pentru Alba Iulia și pentru România? Eu nu pot să vă spun, mă aminteam acum chiar cu zâmbind despre mulți de care am auzit și eu, poate că cunosc totuși destulă lume, care au făcut extraordinar de multe pentru Alba Iulia. Am început să răsfoiesc puternic atlasele geografice, se vede vorba de Alba Iulia, județul Alba România, sau o fi Alba Iulia până în România sau undeva pe glob, Groenlanda, cine știe pe unde, băgată pe acolo, pe subdeasă. N-am găsit decât această Alba Iulia. La mine, după 5 ani de zile, veți găsi lucruri care se vor face altfel. În primul rând, însă, deja este un pic cam târziu, vreau împreună cu colegii să discutăm o dată serios pe realitate, pe ceea ce înseamnă România, pe ceea ce a însemnat până acum România, problema a ceea ce înseamnă deșeurile. Nu putem să fim astăzi în fața unei legislații făcute de guvernul României, care așa a făcut el, că l-a obligat cel, nu l-a obligat nimeni. E o treabă când te duci acolo și spui, da, domnule, așa voi face. Sau este o treabă în care spui, argumentezi ceea ce se poate face. Suntem oameni, plouă, ninge, suntem supuși la tot ceea ce înseamnă lucruri care sunt independente de noi. Asta va fi primul lucru pe care aș doresc să-l fac, însă, din păcate, în luna iulie, nu cred că vor putea să fac asemenea lucru, decât să încheg echipa, însă în prima sesiune, prima dată când voi putea să discut lucrurile astea, dar și înainte, voi ataca acest lucru. El trebuie reglat, altfel vom avea mari probleme și nu este normal să arătăm cu degetul spre primărie, spre cine o fi, că nu și-au făcut treaba. Nu este normal, știți prea bine ce este la noi, câtea oară se licitează, am emoții dacă licitația va fi pozitivă sau nu și de asta depinde tot ceea ce trebuie făcut. De la 1 iulie noi trebuie să facem ceea ce trebuie să facă, ce face toată Europa, dar n-ai cum. Deci sunt lucruri care sunt imposibile, imposibile. Și atunci lucrurile astea trebuie îndreptate, dar trebuie spus acolo, argumentat, că ăsta este adevărul. Urmă este tot ceea ce privesc proiectele europene. Din păcate sunt foarte multe proiecte, tot v-am promis, dar o să-mi fac timp ca să stau cu exemple, numai voi să aveți timp, în care să vă arăt că de foarte multe ori realitatea pe care se aplică proiectul este un pic altfel față de ceea ce înseamnă corpul proiectului. Și asta datorită lucrurilor de transmitere, datorită explicațiilor care n-au fost făcute așa cum trebuie și eu vă spun și datorită indolenței funcționarilor la care li se rupe de ceea ce se întâmplă cu funcționarii noștri, că de aici trebuie să pornească lucrul. E, lucrurile astea trebuiesc curmate, însă se poate face și de acolo. Europa nu are voie să stea cu brațele încrucișate, punându-se în spatele, hai să-i spunem, un scut pe care scrie mare democrație, fiecare face ce vrea. Nu este adevărat. Nu poți să faci ce vrei, sunt directive. Și atâta timp cât avem directive și le asumăm și vrem să facem lucrurile împreună, atâta timp are și dreptul să-i tragă de mânecă pe cei care nu fac lucrurile cum trebuie. Asta știm prea bine ce absorție avem. Se duce trenul din nou, se mai duce încă o dată și ăsta este lucrul cel mai palpabil. Prima dată banii și odată cu el și tot ceea ce înseamnă instituțiile care avem încredere. Și mai este un lucru pe care vreau să-l știți legat de Europa. Astăzi Europa, cu toate că se vorbește cu jumătate de gură, nu este o problemă, este o mică presiune, este presiune. Deci au început, ce să-l spun, este dreptul lor, este democrație. Tot ceea ce înseamnă suveraniști, cei ca și englezii care vreau să plece, tot ceea ce înseamnă naționaliști, dreapta, stânga, dar nu sunt lucruri europene și nu sunt lucruri legate de binele nostru. Pentru că eu vă spun ce, dacă ceea ce spun ei aș fi convins că ne aduce bine și ne simțim mai bine, mâine aș fi un soldat credincios acolo. Dar nu este adevărat. Și asta nu este o chestiune legată de politică și de partid, este legată de modul de a fi și de modul de a înțelege lucrurile.
ei nu trebuie să răzbată în Europa. Nu poți să faci, să facă cineva politică europeană la care în țară la el de 6 luni de zile sau de 1 an de zile stau niște oameni care șer drepturile, drepturile normale. Vreau să trăiască mai bine după ce au muncit o viață. Și tu să te gândești că vei face și vei povesti despre Europa. Da, poți să povestești. Dacă ai nepoți, dacă dă Dumnezeu sau copii, copii știu că ai, poți să faci lucrul ăsta, dar nu în sistemul ăsta. Îmi pare rău că nu a cap pe nimeni, m-a lăsat din ziua votului, dar sunt lucruri pe care vi le spun acum pentru că poate unii vor fi surprinși. Voi spune acest lucru. Nu sunt adeptul alianțelor doar în ideea de a fi. Știți prea bine că mi-am purtat de războaiele, nu singur. Colegii mei, purtat de războaiele tot timpul, pentru că eu nu pot să cred în tot felul de alianțe de genul ăsta în care eu vin cu calul, tu vii cu fânul, eu aduc lanțul și chestiuni de genul ăsta. Nu. Alianțele, chiar dacă se fac, se fac pe teme legate de țară. Nu pot să fiu adept unei alianțe cu, știți prea bine ce s-a întâmplat, când cineva vine să-ți bată joc de ființa națională și eu, doar ca să am un vot, stau în genunchi. N-aș accepta așa ceva niciodată și nu vreau așa ceva. Europa a fost puternică și știți lucrul ăsta, cine nu știe, n-are decât să brăscuiască un pic asta de istorie, a fost puternică atâta timp cât oamenii care au construit-o și forțele politice care au construit-o și-au rămas dedicate, hai să-ți folosesc termenul ăsta, binelui public. Domnule Mircea Aba, sunteți candidat pentru Parlamentul European din partea unui partid. Spuneți că din echipă fac parte colegi care au vechime în activitatea de administrație. Și totuși, primul loc în acest partid, cu toate că foarte multă lume, cel puțin în Transilvania, cunoaște cât suflet, ați spus dumneavoastră, la administrație, pentru municipiul Alba Iulia. Cum vă explicați faptul că pe primul loc este cineva care totuși nu a lucrat în administrație? Asta ca să este, vă pară proces. Cum să spun, ceea ce a lucrat completează foarte mult ceea ce facem noi. De foarte multe ori ceea ce faci trebuie să fie cineva care să știe să prezinte nu atât de tehnic și atât de brigit și de rugos cum o facem noi câteodată. Și pentru asta ai nevoie de asemenea oameni. Știu, s-a discutat foarte mult de locul 1, de locul 2. Eu acum, uite, că e gata lista, sper să fie ștampilată cât mai des și de cât mai mulți oameni. Nu, aparte, lista de europarlamentari e aici, e gata, nu mai avem discuții. Deci eu, tot timpul când am discutat de locuri, am spus, de la 3 încolo. N-am ambiții de genul ăsta și știți, pe mine, că n-am avut ambiții de a mă cățăra pe locul 1 sau pe locul 2. Că unii spun că ar fi fost bine, alții că n-ar fi bine, eu o recunosc pentru mine. Nu poți să faci lucrul ăsta de unul singur și pentru asta trebuie să ai echipă. Și în echipă trebuie să ai oameni care știu să prezinte așa plastic, plăcut lucrurile și așa cum sunt și foarte bine și unii care le prezintă mai tehnic. De toate discursurile mele au fost legate în special de Europa, dacă le-ați urmărit la meeting. N-am prea vorbit de așa și pe dincolo, nu vorbim acum de politică, pentru că știu că sunt lucruri pe care oamenii le simt și oamenii le palpează. În rest, cei care sunt în altă parte, știți prea bine că rămân acolo. Printr-un discurs ținut pe o bină, am atâta experiență, nu vei întoarce pe nimeni dintre cei care sunt, hai să spun, trup și suflet. Chiar și pe nehotărâți nu-i convinci cu asemenea lucruri. Le simt, fac parte, cum să vă spun, din bucătăria politică, electorală. Este așa ca și când ai pun un pic de sare, chiar dacă poate n-ar trebui să pui atâta sare. Dar merge și cu sare. Da. O zi, domnule, o zi bună. Deci are scuze,